văd dumneavoastră foarte însemnat în fața dumneavoastră și în fața Domnului. Dar îmi doresc ca Domnul să ne cuvinteze biserica din aceste versuri. Chiar dacă așteptarea se pare îndelungată și nici o rază nu e departe în zenit, noi știm că Domnul vine, chiar dacă zăvorește, ceasornicul arată că timpul e sfârșit. Și grea ca niciodată se pare azi vegherea, căci ațipirea toate fecioarele a cuprins. Noi știm care cuvinte aviași vor împlinirea și Domnul nostru vine așa cum i-a promis. Chiar dacă înfrânți adesea că-și crâncenă e lupta, biruitor e numai înjunghiatul miel. Ce înfrânta pe Golgota, vrășmașul pe Golgota și-a câștigat în cuie mireasă pentru el. Și chiar de se înmulțește durerea și amarul, fiți bucuroși, toți care pe Domnul așteptați. Calvarul vieții sfârșește în curând lângă acela ce-și va primi în slavă adevărații frați. Să ai curaj, toace la care căzut sub cruce, că Simon din Cirena e astăzi chiar Iisus. Privește-L prin credință, povara El îți duce. Tu mergi cu El alături, având privirea în sus. Vrășmașul de atacuri, că-și crâncenă el, că-și vrea să pună oprire. Finala biruință o va avea Iisus. Biserica slăbită, mireasa Lui, mărire, ședeava lângă Domnul în patria de sus. Amin. Amin. Voi da loc în continuare corul de fete să laude pe Domnul cu cântare și apoi fratele Mitică va închina Domnului poezie. Domnul să primească jertfele și să binecuvânteze pe cei ce le-a trimis. Amin. Amin.